guvernanță nu sunt preocupați deloc. Nu sunt preocupați nici legat de problemele învățământului, de știință, absolut nimic. Ați observat cât au stat în grevă, au protestat cadrele didactice. Noi susținem acest protest al lor, că e îndreptățit, cum, dom'le, să nu-i dai salariul cadrului didactic. Ăsta n-are alte averi, n-are apaceri. Ăsta el știe catedra și se ia retribuția și pregătește copiii. Asta știe. Șeful PRM Suceava, Gheorghe Acatrine, a precizat că România ar fi ieșit din criză de multă vreme dacă actualii guvernanți ar fi știut unde să investească banii. Însă, conform spuselor lui Acatrinei, fondurile au fost cheltuite pe nimicuri. Vă dați seama ce mâncăm noi din produsele astea care vin din străinătate, carne, am citit în niște publicații, cu ce sunt îngrașate animalele astea. Adică pe noi pur și simplu ne omoară, domnule. Noi am fost un popor sănătos, cu zile. Ăștia, chiar dacă n-am avut poate cât uneori ce mânca, dar am fost un popor sănătos, ăștia ne omoară cu zile, domnule. Mâncarea care o dai, nu vezi, cartofi, domnule, pui la piert. Puteți deschizi toate ferestrele, domnule, când începe să miroasă chimicale.